Bună ziua! Sunt părintele Vasile Mihelțan. Bine ați venit la Ohaba, unde există un monument, un muzeu, parohial, o, etno, o expoziție etnografică. Bazele care au fost puse în anul 1951, când preasfințitul Ioan Mihelțan a venit pe la Ohaba. Atunci a început să adune exponate din sat, icoane pe sticlă, port popular. Care mai târziu au fost expuse în clădirea care se află în spatele nostru. Tot ceea ce se află în muzeu sunt piese și exponate care sunt strânse din sat de la oameni, portul popular, icoanele pe sticlă, pe care le vom vedea în prezentarea următoare. Vă invităm acum cu drag să veniți să vizitați expoziția etnografică de la noi de la Ohaba. Ne aflăm în camera în care sunt prezen este prezent portul popular de la Ohaba. El este prezentat pe vârste și bărbătesc și femeiesc. Avem aici, sunt bunicii, acolo sunt părinții și aici sunt copiii. Portul popular este format la cei în vârstă, era foarte vechi, dintr-o țundră căciulă, era un, un pieptar lucrat undeva în mărginimea Sibiului și cei bătrâni și lucrat manual. Erau o cingătoare cu care se purtau și opinciile pe care le purtau. Femeia purta broboadă, cea de pe cap, acesta se chema cojoțel, tot așa lucrat, tot manual, tot undeva lângă Sibiu, pe la Orlat, la fel și bărbatul purta același pieptar, se cheamă la oameni, bombar, era numit el, și la gât purta o cravată. Avea un șerpar, de asemenea, lucrat frumos, cu multe motive, iar femeia, la fel, bundița respectivă și Catrința, care toate erau țesute în războaiele de la țară, unde femeile lucrau. Portul este prezentat oarecum evolativ în părinții, nepoții, așa se îmbracă, cam așa se îmbracă la Ohaba, acesta este portul popular. Deși ne aflăm pe Valea Secașelor, portul popular este vine undeva din mărginimea Sibiului. Deci, păstrând oarecum legătura cu cei de la Sibiu, la fel, el avea, avea aveau cioarecii respectivi și femeia cătrința și broboada respectivă cu care se îmbracă și astăzi femeile, dar din păcate doar la evenimentele care se mai desfășoară în cadrul comunității noastre. Tot în această cameră avem aici un pat cu cobără, se numește el, în care sunt prezentate covoarele țesute de asemenea în războiul manual, pernele care erau puse pe pat deasupra, având motive tradiționale și erau umplute cu o tavă, cu un miros deosebit de frumos care se resimțea în cameră unde acestea erau. Ne aflăm în mica capelă a muzeului nostru, unde avem un altar în care este reprezentat Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului, iar în interior Sfânta Masă, pe care avem două cununii pe care părintele Imbărușc, titolul bisericii, le-a primit de la Viena, de, sunt cu petre semiprețioase cu care le-am folosit multă vreme la cununiile pe care le făceam în sat mai în ani când tineretul exista foarte mult la Ohaba. Tot în capel avem expuse și icoanele pe sticlă care vin din școala de pictură a din Alba Iulia și acestea sunt strânse tot din sat. Ele reprezintă Arhanghelii Mihai și Gavril, în mijloc Mântuitorului Iisus Hristos cu tema viței de vie, pe care o vedem, botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Maica Domnului, acolo este o icoană cu Sfinții Bisericii, reprezentați în icoană, iar în partea cealaltă, de asemenea, avem Împărații Constantin și Elena, Maica Domnului, Nașterea Mântuitorului Isus Hristos, Apostolii Petru și Pavel, și acolo avem botezul Mântuitorului Isus Hristos. În camera de sus avem expusă cartea veche, de o valoare deosebită. Sunt cărți de slujbă, mare parte dintre ele în cirilică, după care s-a slujit la strană, atât la strană, cât și Evangheliile și cărțile care au fost de către preoți la Sfântul Altar. Piesa cea mai importantă o avem însă aici este Stela Funerară, care a fost găsită între localitatea Vingar și Oaba, la jumătatea drumului. Ea este închinată zeilor Mani și Antonius Pater este primul veteran din familie care devine liber. Iar fiii au ridicat această stelă funerară, deși era închinată zeilor Mani, ea are motive creștine fiind motivele cu vița de vie ea face parte a făcut parte din legiunea Flavia Felix acest Antonius Pader care avea să devină primul veteran liber al familiei respective. Spune mai înainte că aici avem carte veche printre cărțile vechi pe care noi le avem aici este și o carte de citire uh, profesorului Petru Șpan pe care noi avem aici și pe care vreau să vă prezint este de la anul 1807 și este împărțită tabla de materii, mi se pare foarte interesată cum se prezentau lucrurile de către pedagogii de altă dată. De asemenea, avem aici Crisovul de la Sfințirea Bisericii din anul 1926, făcut sfințiere, făcută de către Mitropolitul Nicolae Balan. În partea stângă avem aici corespondența preasfințitului Ioan, începând din anii de liceu și până în ultima zi a vieții sale. Corespondența este așezată pe ani și, repede, toată corespondența pe care a purtat-o copil fiind, apoi mai târziu, elev student la Sibiu și apoi profesor de teologie și apoi episcop la Oradea. O avem aici pusă pe ani și o păstrăm cu multă sfințenie. Ne aflăm în camera în care a locuit preasfințitul Ioan, în vremea în care venea la Ohaba, era episcop la Oradea și aici era camera unde locuia, biroul dânsului, iar mobilierul este mobilier tradițional. Avem aici toiezele cu care dânsul a slujit în timpul arhierei sale, care a dorit să rămână aici la noi, iar acolo este un portret făcut la Oradea în anul 1996. În această cameră avem o parte din Biblioteca Preasfințitului Ioan, care a rămas la Ohaba. Ea este așezată pe secții teologice, biblică, dogmatică, morală, și apoi avem revistele teologice și aproape tot întreaga colecție a telegrafului român de la Sibiu, pe care le păstrăm aici cu multă sfințenie la Ohaba. Liceul respectiv prezint felul în care s-a înființat muzeul și cei care au contribuit la menținerea și pe mai departe strângerea valorilor pe care satul românesc și comunitatea de la Ohabale are. Preaștințitor Ioan și toți cei care au fost apropiați și noi cei apropiați dânsului. V-am prezentat câteva momente și cuvinte ceea ce avem noi la OABA ca expoziție etnografică, muzeu parohial. Vă așteptăm cu drag să veniți la OABA să vizitați acest frumos locaș. Vă mulțumesc, Doamne ajută!